Te salut în lumea informaticii. Hai să explorezi! Să începem această prezentare cu puțină microbiologie. Anul 2021. Toată lumea vorbește despre virusul care ne dă târcoale. Dar ce este un virus? Este un agent infecțios, invizibil la microscopul optic, un element al materiei care nu este nici viu, nici inert, aflat într-un fel de înveliș ca o capsulă, care are capacitatea de a introduce acidul său nucleic în orice celulă vie, infectând astfel celula. Virusul, după ce pătrunde în celula vie, reușește să deturneze activitatea normală a acesteia, a idoma unui pirat al aerului care deturnează o aeronavă. Mai mult, virusul are o capacitate specială foarte importantă, se poate multiplica și fiecare descendent al său funcționează la fel, infectează orice celulă vie ce îi stă în cale. Să revenim acum în domeniul informaticii. 1966. Arthur Burns publică ideile lui John von Neumann în lucrarea cu titlul Theory of Self-Reproducing Automata, în care von Neumann pune problema posibilității realizării unui program informatic capabil să se reproducă, adică să se autocopieze. Acest program, dacă ar fi posibil de realizat, ar fi asemănător cu un virus. Prin definiție, virusul informatic este un program malware de dimensiuni mici, care în general se instalează singur, fără voia utilizatorului, atașându-se altor programe și poate provoca pagube atât în sistemul de operare, cât și în elementele hardware chiar ale computerului. 1971. Bob Thomas de la BBN creează primul virus informatic numit Creeper. El a conceput acest program cu scopul de a demonstra că se poate realiza un cod autoreplicat. 1974. Este creat primul program de tip virus. El s-a numit Rabbit sau Webbit. Acesta era primul cod cu intenții într-adevăr malefice. De aici provine și denumirea de malware. Odată ajuns într-un computer, se autoreplica neîntrerupt, iar multiplele sale copii consumau resursele de memorie, în final provocând chiar colapsul sistemului de calcul. La ora actuală există o multitudine de tipuri de malware și tendința este de creștere. Răspândirea lor se produce inclusiv prin internet. Iată câteva exemple. Virus troian, un program care aparent realizează ceva util, dar în realitate acordă acces unui hacker printr-un backdoor, o ușă din spate, o conexiune prin care se poate prelua controlul sistemului. Virus de sector boot. Sectorul boot al unității sistem conține softul pentru căutarea și încărcarea sistemului de operare imediat după pornirea computerului. Un virus care penetrează acest sector se va activa la fiecare pornire a calculatorului, deci este deosebit de periculos. Virus rezident rămâne în memorie fără vreun efect vizibil până la realizarea unei condiții, de exemplu, se activează într-o anumită dată calendaristică. Până atunci, nefiind activ, acest virus este foarte greu de detectat. Macrovirus. Fișierele Microsoft Word, PowerPoint, etc. pot rula macrouri, niște programe, care dacă devin infectate, pot descărca de pe internet aplicații malware sau pot rula alte fișiere executabile infectate. Browser hijacker, adică deturnatorul de browsere. Utilizatorul vrea să încarce o pagină web, dar browserul infectat redirecționează cererea sa către un site malefic de phishing sau adware. Browserele actuale ne atenționează dacă apar semne că un site pe care dorim să-l vizităm poate fi nesecurizat sau ne poate deturna
avertismentul este de această formă de obicei. E-mail virusat. Este important să cunoaștem acest fenomen. Primim un e-mail, de obicei de la un expeditor necunoscut sau aparent de la o bancă comercială, dar de fapt, desigur, expeditorul este cu totul altul, și observăm un fișier atașat. Dacă descărcăm acel fișier, ne alegem cu un virus care infectează sistemul de calcul. Spyware, un virus periculos care stă ascuns în sistem, copiază și transmite unor destinatari clandestini datele pe care le introducem în formulare, diferite date personale, chiar și parolele noastre. Ransomware codifică conținutul discurilor rigide și solicită o recompensă pentru cheia de decriptare, fără de care fișierele nu mai pot fi accesate. Este foarte important să nu vă speriați, să nu trimiteți bani și să cereți ajutorul părinților dacă observați acest fenomen. Cum am putea să prevenim infectarea? Cum putem recunoaște simptomele infectării? Și dacă avem suspiciunea că infectarea s-a produs deja, ce putem să facem ca să eliminăm virusul din sistemul de calcul? Iată niște metode de prevenire. Utilizați un sistem de operare legal, original. Instalați doar software legal, cu licență. Nu utilizați software piratat, contrafăcut. Instalați un program antivirus eficient, legal. Scanați unitățile de memorie externă cu un program antivirus. Instalați update-urile sistemului de operare, actualizările Windows, de exemplu. Nu rulați fișiere executabile atașate la e-mail-uri. Evitați site-urile web cu un conținut dubios. Creați copii backup ale fișierelor importante. Să vedem acum care sunt simptomele de infectare care ne arată posibila prezență a unui virus în sistem. Încetinirea generală a funcționării calculatorului ar fi o asemenea simptomă. Timp de așteptare prelungit la pornirea programelor. Colapsul sistemului de operare. Consumarea memoriei interne chiar și cu puține aplicații încărcate. Afișarea ferestrelor pop-up nesolicitate în timpul vizitării unor site-uri web. Apariția unui homepage dubios în browser. Prietenii vă relatează că primesc mesaje de e-mail ciudate de la voi, dar voi știți că nu le-ați trimis așa ceva. La pornirea calculatorului se încarcă aplicații pe care nu le-ați setat să pornească. Observați că s-a schimbat parola chiar a unei aplicații, fără intervenția voastră. Un program antivirus este o aplicație software instalată imediat după instalarea sistemului de operare, cel puțin așa ar fi indicat să se întâmple, care poate detecta, izola, dezactiva și chiar șterge un virus informatic dacă acesta infectează calculatorul. Un program antivirus se poate lansa oricând, manual, dar poate fi setat să verifice automat orice aplicație lansată în memorie și să testeze dacă aceasta este sau nu purtătoare de virus, adică dacă aplicația a fost sau nu infectată. Programele antivirus se actualizează automat cu informații recente disponibile în baze de date online. Astfel, ele reușesc să recunoască chiar și cele mai noi variante de malware. Ce puteți face dacă infectarea s-a produs? Dacă aveți posibilitatea, cereți ajutorul unor specialiști. Rulați un program antivirus adecvat, urmând sfaturile specialiștilor. Reinstalați aplicațiile cu probleme utilizând kiturile de instalare originale. În cazuri grave, specialiștii pot decide să formateze discul sistem. Prin formatare, însă, se șterg toate datele de pe disc, inclusiv fișierele infectate. Dacă eliminarea virusului s-a efectuat, ce mai puteți face? Dacă a fost nevoie de formatarea discului sistem, reinstalați sistemul de operare. Reinstalați programul antivirus,
activați aplicația Firewall, adică paravanul de protecție al sistemului de operare. Setați programul antivirus astfel ca acesta să fie lansat automat la pornirea unității de calcul. Reinstalați aplicațiile de care aveți nevoie folosind kiturile de instalare originale. Scanați toate dispozitivele de memorie externe pe care le-ați utilizat în ultimul timp. Temă propusă. Accesați cu ajutorul unui QR Code Reader site-ul cu codul QR din imagine. Citiți de aici informații legate de subiect, apoi redactați un mini-eseu cu titlul Ce efecte are fenomenul de virus informatic asupra utilizatorilor? Succes!